adrenalină, curaj, motociclete, teren accidentat, oameni puternici, noroi, pantă de 80 de grade, toate pe două roți. Pe scurt, Hard Enduro Piatra Neamț, ediția a patra. Enduro n-a fost niciodată mai hard ca acum. Vrei să vezi ce înseamnă să fie greu? Cu adevărat greu? Vino să-i vezi la treabă pe cei mai buni rider la prima cupă europeană de hard enduro din România. Pentru 3 zile, între 20 și 22 iunie, Piatra Neamț este capitala europeană hard enduro. Cum va fi pe munte, poți să-ți faci o idee la primul act al evenimentului, prologul de pe Cozla, vineri 20 iunie, începând cu ora 16. O să ai parte de un spectacol total. Hard Enduro Piatra Neamț, competiția extremă care pornește din inima orașului. Bogdan Ștefan, ești organizatorul competiției Hard Enduro Piatra Neamț 2014, dar să începem mai întâi cu începutul. Ce este Hard Enduro? Păi ce să fie, e o etapă de enduro, de motociclism, care se desfășoară încă din 2011 în Piatra Neamț. Pe vremea aia nu prea exista acest fenomen aici în oraș, dar datorită unor pasionați, și revin un pic la intro-ul tău, nu sunt chiar eu organizatorul, eu sunt directorul acestei competiții, directorul de concurs, organizator e Clubul Sportiv Zen World Extreme. Mă rog, nu e o chestie nouă spunând treaba asta. Oamenii au venit din alte părți ale țării, au văzut zonele care sunt extraordinar de bune pentru acest gen de activitate și de competiție. Le-a plăcut mult, am început aici, am făcut prima etapă în 2011, evident cu suportul celor câtorva motocicliști de pe vremea aceea din Piatra Neamț. De la an la an numărul lor s-a mărit. Acum sunt o echipă, sunt destul de consistentă, probabil peste 20 de oameni care ne ajută la trasee, și suntem deja la a patra ediție de Hard Enduro la Piatra Neamț. Anul acesta și Cupa Europeană. Dar sportul acesta, ce presupune mai exact pentru cei de acasă care poate încă nu știu sigur despre ce este vorba? Păi, cred că ca la orice alt sport presupune un pic de pasiune sau un pic mai mult de pasiune, și presupune să-ți placă lucrurile astea. E un sport, unora le place să stea pe un teren, altora le place să stea într-un bazin cu apă, altora le place să stea în aer, nouă ne place să stăm în pădure și să mergem pe motociclete. Zic eu că e un sport care îmbină atât plimbările, atât faptul că vezi locuri superbe, cât și parte fizică, că nu e chiar așa de simplu cum pare. Mulți zic, te urci pe motor și urci pe munte. Da, acum dacă o iei pe un drum mai ușor accesibil pentru toate categoriile de autoturism, atunci e ușor. Dar pe unde intrăm noi, pe potecile pe care intrăm noi și coborâri și râuri pe care le facem, deja e foarte solicitant. Da, ți-am zis, cea mai mare doză trebuie să fie de pasiune, trebuie să-ți placă un pic și o parte mai extremă, mai aventuroasă, nu e chiar un sport liniștit din punctul ăsta de vedere. Care ar fi caracteristicile unui endurist? De ce ai nevoie pentru a stăpâni, pentru a urca muntele pe două roți? În primul rând, trebuie să aloci ceva timp antrenamentelor și ieșirilor în pădure. Dacă nu ieși, nu poți să progresezi și să ajungi să practici sportul ăsta, chiar și la nivel de hobby. Hobby nu înseamnă că te sui o dată pe an pe motocicletă și în condițiile astea poți să faci hard enduro. Hard enduro e deja o ramură desprinsă dintr-un enduro clasic. Enduro clasic era acel mers cu motocicleta specială, asta de teren, cum îi spunem noi, prin pădure. Hard enduro deja s-a diferențiat un pic, fiind mai greu, exact cum îi spune și numele. Din ce în ce mai greu, oamenii au încercat lucruri mai grele, mai provocatoare și au depășit tot timpul limitele, deja s-au ajuns la niște zone străbătute pe plan mondial de sportivi profesioniști incredibile, pe care nici cu piciorul nu le faci. Și de multă pasiune, cum ți-am spus, ai nevoie, bineînțeles, de un echipament bun. Aici e un pic mai costisitor din punctul ăsta de vedere, o motocicletă, un echipament de protecție pe care trebuie să-l aibă pilotul, după aceea ceva timp și ceva dorință de a sta pe motocicletă și de a nu renunța, adică să nu, acum la fiecare zgârietură sau așa, gata, mă duc acasă. Asta e, se întâmplă. E un sport care implică și partea asta mai
periculoasă, dar în măsura în care știi tu să o controlezi. Dacă ești cu capul pe umeri, pericolul devine din ce în ce mai mic. Tu ai văzut evoluția concursurilor Hard Enduro Piatra Neamț, de la prima până la a treia ediție, acum a patra. Cum a fost evoluția concursurilor și ce așteptări ai pe anul acesta? Evoluția a fost foarte, foarte bună. De la an la an, am început în primul an cu 100 de sportivi, practic toți din România, și din anul următor am început să avem și sportivi din străinătate, am început să avem sportivi de top, gen Graham Jarvis sau Paul Bolton, care sunt din primii 5 sportivi la nivel mondial. Bineînțeles, cu invitații, am făcut o grămadă de lobby pe ei, că niciunul n-au zis, dar unde e Piatra Neamț, de ce să venim până acolo? După care s-au îndrăgostit și au venit an de an. Anul trecut cred că am avut undeva la 30-40 de sportivi străini la start, iar anul acesta deja avem peste 70 de sportivi înscriși în momentul de față pe online, pe internet, de afară. Noi sperăm să depășim anul acesta recordul de participare, peste 150 de oameni la start, dintre care vreo 100 de sportivi să fie din străinătate. Da, vin din toată Europa până la urmă. Vin din toată lumea. Deci vin din toată lumea, avem confirmați sportivi din Africa de Sud, sportivi din Australia, sportivi din America, deci practic vin din toată lumea. Pentru că acum să nu ne umflăm în pene numai pentru Piatra Neamț, dar România la nivel mondial cred că este țara hard enduro-ului la nivel mondial. România, însă, cum a ajuns să fie prima etapă de campionat european exact la Piatra Neamț, la noi acasă? Păi, anul trecut deja ne-a venit ideea înaintea organizării etapei de anul trecut, dar era prea din scurt și am inițiat împreună cu Federația Română de Motociclism la nivel european o idee să vorbim și cu alte țări care organizează etape de hard enduro sau concursuri de hard enduro și să încercăm să generăm un campionat european de hard enduro, primul din lume de acest fel. Până acum exista doar campionatul mondial de enduro clasic, care presupune un pic altă schemă de cronometraj și de organizare a evenimentului. Și atunci am tot făcut lobby, am stabilit chestiile astea, noi am insistat foarte mult și până la urmă au zis, domnule, nu putem să facem un campionat chiar din primul an, haideți să facem o cupă europeană, să vedem cum iese. Au ajuns să existe 4 etape, prima deja s-a desfășurat în Anglia, a doua este la Piatra Neamț, va mai fi una în Germania și una în Suedia. Dacă toate aceste etape vor ieși bine și la sfârșit de an va exista un podium al acestei cupe și totul va fi ok, la anul se va transforma într-un campionat de hard enduro, de extrem enduro, europenii îl numesc extrem enduro, ceea ce va aduce cu siguranță mult mai mulți sportivi, dar deja anul ăsta e... Și în felul ăsta, prin idei, prin implicare, am ajuns la Cupa Europeană de Hard Enduro. Câți kilometri vor străbate enduriștii și pe ce trasee? Păi avem două zile de concurs, două trasee diferite. Ambele pleacă din Strand. Startul este chiar din poarta strandului și traseul, așa cum spune și motto-ul nostru, Hard Enduro Straight from the City. Deci potecele încep efectiv de la poarta strandului, prin pădure. Sâmbătă au un traseu care în mare va parcurge o zonă spre Valea Tarcăului și retur, având aproximativ 70-75 de kilometri, iar duminică vor parcurge ca și linie spre Piatra Șoimului și retur, undeva la 50-60 de kilometri. Sunt afișate pe site, pe hepn.ro, vor fi afișate și aici în zona de primire a concurenților hărți, unde oamenii pot vedea punctele de pe traseu și pot merge să-i vadă pe rider în acțiune. Care este cel mai spectaculos punct unde ar putea sta spectatorii să-i vadă în acțiune? Sunt mai multe puncte. Acum cel mai spectaculos sau unele dintre cele mai spectaculoase și mai facile puncte, cred că în prima zi de sâmbătă este unul din ele este pe Valea Doamnei, în zona aceea unde se fac grătare, pe acolo vor trece riderii, în prima parte a zilei, de dimineață, undeva la 10-11, deja ei trec pe zona aceea, iar pe întoarcerea lor, cred că undeva pe intrarea în Valea Gârciei, pe partea stângă, iar este o urcare deosebit de spectaculoasă. Asta pe prima zi, sâmbătă, iar duminică, tot așa puțin mai sus de acea zonă de grătare de pe Valea Doamnei, unde accesul e destul de facil, și ar mai fi o zonă foarte interesantă după Piatra Șoimului și Poien, deci după satul Poien, la câțiva kilometri se vor vedea marcajele traseului pe unde vor trece, iarăși este o zonă spectaculoasă. Dar să nu uităm că vineri se va desfășura practic toată ziua prologul. Prologul care de fapt este partea savuroasă și partea care vine să arate publicului ceea ce înseamnă hard enduro. Unde se va desfășura? Se va desfășura pe platoul Cozla,
cu startul din dreptul, zona de start din dreptul igluului. Acolo vor fi toate motocicletele parcate și așteaptă ordinea la start, după care au o serie de obstacole amenajate pe intrarea în noua pârtie, să zicem așa, în zona noii pârtii. Părăsesc acea zonă după câteva obstacole, intră în pădure, se întorc, au iarăși niște obstacole sub acel hotel în construcții și totul va fi foarte spectaculos. Începând de la ora 4 este programat prologul să se desfășoare, dar și dimineața între orele 11 și 13 sau 14 vor fi antrenamente libere. Această competiție este mai mult decât o competiție pentru orașul Piatra Neamț, pe lângă faptul că îl mai pune puțin pe hartă într-o lumină chiar foarte bună. Voi vreți, de fapt, să și promovați frumusețile Moldovei. Da, cu siguranță. În afară de, după primul an, după ce am inițiat această competiție, noi am inițiat un program mai larg în privința hard enduro-ului în această zonă și anume am inițiat și o academie de hard enduro unde am oferit și cursuri celor care doresc să învețe acest sport, posibilitatea să intre în acest sport, să practice acest sport supravegheați, dar și tururi pentru cei care vor să vină. Și să-și perfecționeze, evident, și tururi pentru cei care deja au avut grupuri din Polonia, din Germania sau din Anglia, oameni care au venit, au avut câteva zile de mers în pădure pentru că asta au vrut să facă, în primul rând au venit pentru tururile de hard enduro, dar în aceeași măsură au vizitat, au avut zile de pauză când au vrut să meargă la mănăstiri sau au vrut să se relaxeze în ștrand sau prin oraș. Le-a plăcut foarte mult orașul. Ce le spuneți celor care ar vrea să înceapă și ei acest sport, însă nu dispun ori de condiții materiale, ori se gândesc că implică prea multe complicații? Nu, complicații nu cred că implică și sunt sigur. Sau riscuri? Nici riscuri, v-am spus. Totul depinde de modul în care vedem și facem noi lucrurile. Dacă ne aruncăm cu capul înainte și nu suntem atenți la anumite chestii, atunci riscurile există. Dacă facem totul sub supravegherea unor oameni care deja știu ce au de făcut și cum să învețe, cu un echipament adecvat, riscurile sunt destul de mici. Adică acum, de scântit piciorul sau de julit, poți să o faci și la fotbal. Nu, asta cred că este... Nu au existat decese sau accidente în ultimii ani în România pe această ramură a enduro-ului. Deci nu este așa un sport periculos. În ceea ce privește cei care doresc să se înscrie, noi tot încercăm să punem la punct o bază materială care să le oferim și treaba asta. Încercăm de la anul, am încercat anul ăsta, dar nu am reușit, poate de la anul, să achiziționăm câteva motociclete destinate copiilor, deci celor până în 14 ani, și să le putem oferi acest lucru. Adulții, în principiu, trebuie să facă un efort să-și cumpere o motocicletă. Nu este chiar așa de scumpă o motocicletă la mâna a doua, nu e chiar așa de costisitor. Consider că sunt lucruri mult mai costisitoare dacă chiar vrei să faci sportul ăsta. Deci, problema e doar de voință și mie îmi pare rău. Bine, pe de-o parte îmi pare rău, pe de-o parte îmi pare bine că numărul a crescut de la an la an și crește de la an la an aici în Piatra Neamț, dar pe de-o parte îmi pare rău că nu crește atât de mult pe cât oferă această zonă sportului. Un mesaj pentru spectatorii TV? Să fie alături de noi, să vină să ne urmărească la prolog, să vină să urmărească riderii, au ocazia să vadă cei mai buni rideri din lume vineri, sâmbătă și duminică și ar fi păcat să-i rateze. Poate că nu sunt familiarizați unii din ei, cu toate că deja e a patra ediție, poate că nu sunt familiarizați cu hard enduro, dar cu siguranță vor avea ceva de văzut, un spectacol sportiv incredibil. Hard Enduro 2014 va fi un spectacol de neuitat. Dacă edițiile anterioare v-au impresionat, anul acesta, pentru un plus de adrenalină, ne vedem vineri, 20 iunie, pe platoul Cozla, la Prolog. Ana Fermeșanu, TVM.